Podul de pe defileul Jiului a fost inaugurat de autorități. Șoferii au fost cei mai încântați de investiție. De astăzi circulăm pe DN66, la intrare în defileul Jiului, pe podul nou. Se mai lucrează încă în zonă, se toarnă asfaltul, stratul de uzură, dar azi noapte s-a circulat pe două căi, pe amândouă sensurile, după amiază se va circula tot pe două sensuri. Podul vechi deja nu va mai fi folosit, este vorba de podul cunoscut la uzina Sadu, îl vom păstra ca monument de artă. Constructorul le-a explicat autorităților care sunt ultimii pași pentru finalizarea lucrării. Pe DN66 se lucrează de mai bine de 6 ani, proiectul de reabilitare fiind și în prezent în desfășurare.